Da, iar sunt câine. În episodul de astăzi avem 4 premiere. Mă rog, adică avem cea mai vută mașină din Europa cu noi, Dacia Sandero Stepway, care este și prima Dacia care are o trapă. Este prima dată când încercăm să filmăm cu un iPhone 14 Pro Max, deci spuneți-ne în comentarii dacă preferați așa sau dacă vreți să se care Dan cu tot echipamentul lui de filmare să facă pe Quentin Tarantino pe aici. Și pe lângă, mă aveți și pe mine. Nu sunt neapărat o premieră, dar tocmai ce mi s-a infectat și inflamat o oasă de minte și trebuie să în 2 zile, așa că o să vorbesc foarte săsăit și foarte ciudat. Dar rămâneți cu mine că noi aici la Autovente și chiar suntem dedicați și dacă îmi rupeam piciorul eram aici și făceam review-uri, cred. Deci, Sandero Stepway, un nou episod marca Auto Vantage, mai săsăit, ca să zic așa, adică vorbim despre exterior, interior, o luăm la o probă de condus, facem teste de accelerare și de frânare, mă rog, la de frânare e mai relevant că na, și haideți să vedem ce iese. Trecând peste durere și un limbaj foarte amuzant, nu știu, bă, chiar n-aș pa pentru oamenii să vorbești mereu așa. Mașina asta pleacă de la 14.000 de euro cu TVA. Ce avem noi aici are cam tot ce se poate pune pe ea și are un preț de listă de 19.000 de euro cu TVA. Deci este printre puținele mașini, nu știu că în afară de Dacia, tu mai poți să-ți cumperi o mașină nouă sub 20.000 de euro cu TVA. Dacă și voi vreți o mașină nouă și Dacia și Renault sau orice altă marcă nouă, este foarte simplu. Intrați pe platforma noastră Auto Vantage, plasați o cerere de ofertă și în cel mai scurt timp cu putință, dealerii parteneri vor reveni pe e-mail cu răspunsul la ofertele voastre și cu ce vă puteți cumpăra, ca să zic așa. De acolo, simplu, greu, depinde de voi, pentru că o să aveți o mulțime de oferte bune din care trebuie să alegeți. Înainte să vorbim despre exterior, vreau să fac... Îmi vine să râd că Dani în spatele camerei care filmează și în continuu numai... Râde în continuă. Bun, vreau să fac câteva adăugiri, ceva ce am uitat să spun la Dacia Jogger. Și apropo, dacă vreți să vedeți review-ul meu cu Dacia Jogger, aveți aici un link. Deci, până la stâlpul B, Dacia Jogger și Dacia Sandero sunt identice până la ultimul șurub. Și vreau să zic la Jogger că partea din spate, asta mă uită la un profesor de la facultate care se cunoaște cu cei de la Renault, în programul de proiectare Katia sau ANSI sau ce mai este, dacă e un Logan MCV generația 1 și suprapui peste spatele lui Jogger, sunt identice. Asta așa, ca o chestie foarte, foarte amuzantă. Acum să revin la partea exterioară. Bun, deci vedem că în față avem clasica metodă de nou font și o nouă grilă al producătorului româno-francez. De fapt, producătorul româno-francezo-chinez. Acum da, Renault e cu Ghili, o să vedem ce o să iasă și așa mai departe. Adică, avem această textură cu alb, care înglobează foarte bine și introduce foarte bine nou logo Dacia. Avem aici scrisul cu Stepway și apropo, o chestie foarte amuzantă, în unele țări, știu că e în Maroc și în Croația, nu se numește Dacia Sandero Stepway, se numește Dacia Sandero Streetway. Habar n-am de ce, mi se pare o chestie amuzantă. Mai departe, avem un nou font în faruri, care tot așa te lasă să știi că Dacia merge pe un nou design, că e new brand identity și așa mai departe. Dacă mergem spre lateral, avem jante de 16 inci, dacă ți iei Sandero Stepway cheliuță line, ca să zic așa, jantele o să vină pe 15 inci. În rest, toate sunt pe 16 inci, sunt absolut superbe și încă o chestie absolut superbă, cred că cea mai frumoasă culoare care a fost vreodată pe Dacia. Deci toată culoarea asta numită Lichen Khaki arată absolut genial și pe Duster, și pe Jogger, și pe Sandero, și pe Logan, deci este incredibil de frumoasă. Și știi, îmi place foarte mult că față de BMW-ul pe care l-am filmat tot astăzi, dar mă rog, o să fie zile diferite, bă, la aia nu vrei să vezi murdărie pe aia, pentru că arată urât, dar asta arată foarte bine și murdară, nu omolită și așa mai departe. Avem o gardă la sol de 20 de centimetri, foarte mare și foarte bună, deci teoretic n-ai nicio problemă cu nicio bordură, nicio groapă și așa mai departe. Putem să vedem că ușile n-acoperă pragurile, dar deja cerem cam multe. Avem aceste bare transversale pe plafon și
Da. Coada de rechin stil BMW E60, ca să zic așa. Dacă mergem în spate, avem și un cârlig, care tot așa este extra opțiune și poți să spui chiar și un suport pentru biciclete, ceea ce este o chestie foarte drăguță din punctul meu de vedere. Din nou, noua identitate de brand, scrisul Dacia, care este cu alb și, cum a spus și la jogger, și acolo chiar s-a văzut că se mudrește extrem de repede și arată urât, și ticker-ul cu Sandero cu gri. Apropo, ce era înainte argintiu, tot ce era argintiu, acum este un gri satinat, știi? Ca o chestie mai elegantă, ca să zic așa. Bun. Deschidem portbagajul. Dacă putem, da, normal. Și avem un volum de 328 de litri. Avem câteva puncte de acorare, 4 de fapt în total pentru bagaj și așa mai departe. Avem o pudea modulară care poate fi pusă mai sus, mai jos și așa mai departe. Dar dacă vrei să ai cel mai mult spațiu, ai luat-o și a plecat. Nu avem roată de rezervă pentru că este o extra opțiune și costă 150 de euro. Avem un kit de siguranță și avem chiar și un compresor pentru umflat roțile. O chestie foarte, foarte drăguță, ceva ce nu-ți oferă neapărat foarte mulți producători auto. Trebuie să duc podeaua. Știi, am crezut că e amuzant, dar nu e așa amuzant. Acum trebuie să stau să o curăț. La Dacia primești o garanție de 3 ani sau 100.000 de kilometri, dar poți să optezi pentru o garanție extinsă de 5 ani sau 200.000 de kilometri. Și din punct de vedere al siguranței, ai vrut un pic treaba, pentru că Sandero este pe are 2 stele. N-am vrut să fiu rău. Protecție la adulți 70%, la copii 72%, și acum vine partea mai nașpa, pentru că temele de siguranță au fost notate cu 40% și protecție la pietoni 42%. Interiorul, na, clasic de Dacia, ca să zic așa, ca un mic adaos, ca o chestie interesantă, e Sandero pe covoraș și avem și busola asta, știi, care arată foarte, foarte interesant, și deasupra Sandero e așa un munte, știi cum era logo de la Toblerone. Cea mai bună ciocolată ever, dar cea mai grea de mâncat, că nu avea nicio șansă să rup de acolo mușcai direct, știi? În partea de sus a bordului un plastic tare, dar cum să zic, nu e un plastic de la mega, mega ieftin și neplăcut la atingere, este un plastic tare, clasic pentru segmentul ăsta de preț și de piață. Din nou, vorbim despre o mașină nouă, sub 20.000 de euro, deci e, pentru prețul ăla este foarte, foarte în regulă. Chiar și pe uși avem același plastic ca și pe bord, iar în partea asta unde stai cu cotul este acest material textil în care, dacă ești fată și ai unghiile făcute și așa, o să agați unghiile pe aici, ți le rupi, o să-i faci scandal soțului, iubitului și așa mai departe. Na, v-am spus, da? Deci uitați ce avem aici. Avem o Dacia Sandero cu trapă. Eu când am luat mașina, am ridicat-o vineri, mă uitam peste tot pe aici, bă, dar cum deschizi, mă, trapa asta, că am înțeles că trapa, dar ce fac, îi dau cu pumnul, o spar și o deschizi sau cum? Nu, e aici, simplu, Silvian, e. Bine, vă dați seama că nu este o trapă automată, trebuie să ții apăsat pe buton și ea se deschide. E primul pas în dezvoltare pentru Dacia, pentru că ea merge doar deschisă sau închisă, nu se și poate apăsa butonul, se ridice așa doar un pic, știi, să fie... O știlă bătută. Cine? O știlă bătută. Da, o știlă bătută. Nu poate să fie o șcelo batată, da, am înțeles. Te dai, mă, cuvinte de-astea cu multe s-uri. Bun, și încă o chestie drăguță, ce n-am văzut alte modele Dacia, faptul că avem aceste inserții la gurile de ventilație, aceste inserții de bronz arămii, gen ce vezi pe Cupra, știi? E o chestie foarte drăguță, adică este o pată de culoare în plus, nu e doar un bord negru și atât. În zona schimbătorului de viteze, apropo, avem schimbător manual, chiar trebuie să ne bucurăm de transmisiile manuale cât le mai avem, că nu știu dacă în 3-4 ani mai avem la test vreo mașină cu schimbător manual. Trecând de nostalgie, zona asta tot așa un plastic mai scratchy, ca și în partea de jos a ușii, dar din nou, nu e ieșit din normalitate. Caunele de material textil sunt destul de confortabile și din punctul meu de vedere îți oferă destul suport lateral, cât și un pic suport lombar să fie. În torpedou e destul de spațios, adică totuși în cap cărțile de servisare și cartea mașinii și așa mai departe, și poți să-ți mai pui încă niște documente sau o ciocolată de aia Milka foarte mare. Sistem de infotainment cu diagonală de 8 inci, o rezoluție destul de drăguță, nu înțeleg de ce aici avem un Duster și nu putea să facă un Sandero, dar mă rog, asta deja e altceva. Avem scaune încălzite pe două trepte, din nou, ceva nou pentru Dacia, și avem și Android Auto și Apple CarPlay, dar, mare atenție, se folosește cu cablu. Și aveți nevoie neapărat de un cablu original Type-A. Dacă folosiți un cablu neoriginal, se va conecta, dar după 3 minute Waze-ul se deconectează și aia e. Trebuie să faci mereu, să-l scoți, să-l bagi, să-l scoți, să-l bagi, să-l scoți, să-l bagi. Nu a sunat foarte bine, dar... Și încă ceva adițional de la Dacia și te costă 25 de euro, suport de telefon. Era tare că scria pe el Dacia, știi? În cotieră, spațiu foarte limitat, adică e adânc, dar e foarte îngust la gură, adică uite, portofelul meu se blochează, nu poate să ajungă până jos, deci trebuie niște chestii mărunte. Iar buzunarele din uși... Mai puțin bani în portofel.
N-ai, mă. E doar el mare și atât. Bun. Iar în buzunarele din uși, nu avem o scobitură specială pentru niște doze sau pentru niște sticle, știi? Adică dacă ți-ai o doză, nu o pune în ușă pentru că o să se bălângăne și o să cadă lichid pe acolo și așa mai departe. Pentru că oricum ai două suporturi de pahare aici, în mijloc, ca la orice altă mașină, mă rog. Și aici am spațiu de depozitare pentru cheie, telefon și așa mai departe. Încă un port de încărcare USB Type-A și încă o priză de 12V. Și buton start. Stop. Cum v-am arătat și la Jogger, avem această cuvă pentru câini. Mi se pare o chestie foarte drăguță. Tot așa, o extra opțiune de la Dacia. Aici poți să-i pui tu mâncare, așa mai departe. Se demontează foarte ușor pentru că avem o clemă aici și o clemă așa. Oh, mulțumesc pentru ajutor. Se strânge foarte ușor și poți să o pui în portbagaj, să o lași acasă și așa mai departe dacă nu ai un cățel. Dar da, exact, că tot a zburat podeaua de aici. Pasă n-o aruncă și pasă în pădure, că nu ne placă ție la autovendici. Să nu știi, pe genul ăsta să stai și la natură la el. Ca un necesitat pe înălțimea mea de 1,85 m. Și la genunchi am un loc decent, nu pot să mă plâng, și în același timp și la cap am mai mult de 4 deți. Deci chiar și la cap este un loc foarte, foarte mare și putem să vedem, a făcut cu cap treaba asta, pentru că avem aici așa ca o decăpătură, știi, ca un val, fix în zona în care stai tu cu capul. O chestie din nou foarte simplă, dar foarte ingenioasă. Știți că la Jogger aveai o găurică pentru centura de siguranță? E, Dacia nu s-a oprit aici cu ingenioasitatea când vine vorba de centura de siguranță și un locaș pentru el, pentru că aici au făcut un alt sistem. Din nou, foarte tare. Deci tu rabatezi bancheta. Deci tu rabatezi bancheta, am zis. Mamă, mi-a dat în gură, ești nebun, dar mie că mi-a dat în cealaltă parte. Mi-a stricat și măseaua cealaltă, aia, nu mai vorbesc cu două stămâni. Și vedem că centura nu se prinde niciodată în banchetă. Apropo, nu e chiar o suprafață plană de încărcare, dar nu e atât de mare unghiul încât să te deranjeze, pentru că ea stă foarte simplu și ușor și ingenios în această clemă. Deci deja Dacia ți-a arătat două modalități prin care poți ține centura la loc cu ei. Doar și voi aminte, producătorii mai mari și mai scump, ca să zic așa, nu o să dau nume pentru că nu e frumos. Tunelul median nu este prea înalt, deci o persoană poate să stea destul de lejer și pe scaunul din mijloc, pentru că e destul de lat, dar na, cred că dacă ai două persoane mai corpulente lângă tine, o să fie neapărat foarte confortabil. Și în același timp avem, ca spații de depozitare, niște buzunare în scaune și probabil cele mai mici buzunare din uși pe care le-am văzut vreodată. Cred că doar la supercarul mai primești atât de mic buzunarele din uși. Și avem și o priză de 12V aici în centru. Și na, un spate simplu și drăguț. Și încă o chestie care îmi place foarte mult și na, de obicei o vezi la producătorii mai scumpi, ca să zic așa, pierdându-se la geam. Nu sunt ele acționate electric, hidraulic, supersonic sau manual. Le-ai luat, cum v-a arătat comandan, și poți să arunci pasta în pădure, dar nu arunca, am înțeles. Aruncat în pădure. Sub capotă avem motorul în 3 cilindri, da, marele monstru, ca să zic așa, motorul în 3 cilindri de 1 litru benzină de 110 cai cu un cuplu motor maxim de 200 de Nm. Și teoretic este cea mai rapidă Dacia pe care ți-o poți cumpăra, pentru că corect, același motor ca pe Jogger, Logan și așa mai departe, dar e cea mai rapidă în sensul în care prinde 100 în 10,5 secunde. Joggerul prinde vreo 12,3, Loganul un pic mai mult și așa mai departe. Avem o viteză limitată mecanic la 180 de km pe oră. Toată puterea asta nebună și incontrolabilă este transmisă doar către roțile punții față, printre transmisie manuală în 6 trepte, dar poți să iei și CVT-ul dacă vrei, transmisie automată și ca o chestie interesantă și plăcută, ca să zic așa, are o masă de 1187 de kg. Când ați mai văzut o mașină nouă atât de ușoară? Bun, haideți să plecăm la drum cu Dacia Sandero. Am uitat să vă arăt ceva. Fiind pachetul extrem și oricum are și pachetul ăla cu senzor de parcare față-spate, trebuia să vină și cu o cameră de marș arier, dar aparent nu are. Nu înțeleg de ce nu are. Bun, plecăm mai întâi la drum cu modul Eco. Ca idee, nu este diferență foarte, foarte mare între modul Eco și modul normal. Și că tot am spus de modul Eco, haideți să vorbim și despre consum, că na. Eu am mers cu ea prin București, cât de cât, după aceea un pic pe DN, pe drumul ăsta până aici la Izvorani și am avut un consum mediu, la mare parte cu mers în oraș totuși, de 6,8. Și mi se pare o cifră destul de bună, chiar foarte bună din punctul ăsta de vedere, să ai 6,8 consum prin oraș, nefiind hibrid, nefiind nimic. Aici afară consumul scoade până la 5, 2, 5, 3, în stilul meu de mers, care din nou nu e neapărat foarte eco. Nu că merg eu ca un apucat sau ceva, doar că
că nu pot, nu știu să merg atât de ecologic, economic, pardon, nu ecologic, ca alți oameni pe care îi cunosc. Sau ca jurnaliști auto. Ca o chestie amuzantă, că vorbeam acum cu Dan când am plecat, ne-am chinuit câteva minute să ne dăm seama unde este evacuarea, pentru că efectiv eu nu puteam să văd evacuarea nicăieri. Nu dăm seama unde poate să fie. Și pe aceea am văzut că este așa în stilul în stilul G-Class, că este pe lateral. Dar din nou nu se vede, știi? Și chiar mă gândeam că poate are legătură cu cum o să fie normele de poluare Euro 8, că la Euro 8 deja o să-ți bage ăștia la ce norme nebune au făcut, o să-ți bage ăștia țeava de evacuare în habitaclu, știi? Ca să mai consumi nimica, că ai băgat țeava de eșapament în habitaclu, toate gazele vin în habitaclu, tu ești cu o mască de gaze pe tine, nu deschizi niciun geam, nu deschizi nimica, ai ajuns la destinație, stai un pic să treacă gazul și emisiile poluante și abia după aceea deschizi ușa. Deci cam așa cred că o să fie dacă se mai continuă cu aceste aberații, ca să zic așa. Bun, n-a să revenim la mașină, că am un pic pe câmpi. Am spus că este cea mai rapidă Dacia de la 0-100, dar mă rog, nu vă dați seama că nu se simte mare diferență față de Jogger sau Logan pe care l-am avut la test. Insonorizarea este destul de ok, se vede că a mai avansat. Mi se pare că, din nou, simbioza asta între motor și transmisie este mai bună, nu mai ai acele sunete, nu mai ai acele pauze, ca să zic așa, știi, intră mult mai lin în viteză mașina. Și chiar și cu garda asta așa înălțată de 20 cm, nu mi se pare că e atât de periculoasă pe curbe. Nu era periculoasă pe curbe, dar nu mai ruliu ăla nebun încât dacă... Am văzut multe filmulețe cu oameni care au evitat în ultima 100 de metri, au evitat un cățel sau un obstacol și mai aveau un pic și se răstunau, în sensul în care se ridica mașina pe două roți. Da, nu se mai ridică chiar neapărat pe două roți. Bine, nu vă mai ziceți acum că e M850 pe curbe. E vreun M5 pe curbe, vreun R6 sau ceva de genul. E o mașină normală, până la urmă, știi? Din nou, cine e Sandero să meargă ca apucat-o sau ca pe circuit cu ea? Direcția, chiar dacă din fabrică nu este atât de ușoară încât să fie artificială și neprecisă și să nu-ți oferi niciun feedback, ea la niciun stil de mers, adică nu, la viteză mare nu se îndrește sau ceva de genul, știi? E totuși destul de ușoară, na. Simți câte ceva de la drum, dar nu, din nou. Pentru mers normal este ok, că deja o dau în elemente de circuit la mașina asta și efectiv n-are niciun sens. Ce este important de știut e că per total este o mașină economică. Până la viteze de 100 km pe oră, dacă ai nevoie să faci o depășire, numai că înainte cu glumele alea, că mai întâi să faci o cruce și pe aceea te bagi în depășire, se descurcă, e cât de cât agilă, are un consum bun. Știi că dacă ai o bordură în față sau trebuie să parchezi în fața unei borduri lângă o bordură, nu o să ai emoții că este destul de înaltă. Dacă trebuie să faci un pic de off-road cu ea, se descurcă, că na, are o gardă de 20 cm și așa mai departe. Spațiu este ok și în față și în spate, și la cap și la picioare. Ai și cuvă de câini, portbagajul de 328 de litri este cât de cât ok pentru niște băgăjele mai puține sau mai mici. Da, corect, la siguranță nu stă foarte bine, na, două stele. Trebuie să mergi ceva mai precaut până la urmă, dar trebuie să mergi precaut toate mașinile. Așa că... la Eco, ca o diferență, o să-ți arate mult mai devreme să schimbi viteza, adică pe la 2000, chiar 1900 de rotații pe minut, știi, ca să mergi cât mai economic. În rest, îți arată cam pe la 2200-2300, ceea ce e în regulă. Și plajă de turație este mult mai mare, nu mai intră turbina atât de târziu ca la vechile modele 09. Este mult mai, intră mult mai devreme, știi, nu se mai este atât de leșinată ca înainte. Și aș fi vrut să facem testul de 0-100 și testul de frânare, dar este duminică, este frumos afară, în sfârșit după o săptămână absolut horror din punct de vedere al vremii, a venit căldura afară și e mai drăguț și toată lumea a venit aici la pădurea Snacov. La urmă, chestia de apreciat, că nu mai merge toată lumea prin mall. Efectiv, am obosit de la vorbit, de la durere, ca să zic așa, abia mai ies cuvintele. Și fiind atât de multă lume, nu consider că este nu este prea în regulă și nu sunt neapărat condiții de siguranță să fac eu pe aici teste de demarare și teste de frânare. Așa că, din păcate, este a doua Dacia la care nu vom face testele astea de dinamică, cum v-am promis la intro. Îmi pare rău că nu mă țin din nou de promisiune, pentru că nu sunt locuri sigure de făcut așa ceva. Am zis că la următoarele o să facem, dar mai avem doar Duster de filmat, deci la Duster o să facem. Cred. Rata de parcare este destul de bună, poți să întorci mașina în multe zone doar dintr-o mișcare. Și chiar și narășia este agilă, pentru că, na, știi, ok, stai destul de înalt la volan, adică este o mașină înaltă, dar nu e un SUV de la
supradimensionat gen X7 să n-ai loc cu ea nicăieri. Prin urmă, adică în concluzie, este tot o mașină compactă, adică ai loc peste tot cu ea. Și îmi place că la toate modelele Dacia a rezolvat partea asta cu poziția la volan, pentru că impresia mea înainte la vechile Dacia, Sandero și Logan și Logi, Docker și așa mai departe, mi se pare că avea poziție destul de ciudată la volan. Nu era neapărat confortabilă, mi se pare că era așa o poziție de autobuz, dar deja sunt răutăcios că zic asta de tractorie de autobuz. E acum a rezolvat, adică am mers la drum lung cu un Logan model nou, drum lung însemnând București-Buzău și este aceeași poziție ca și la Sandero, poate că la Sandero este un pic mai înaltă poziția și n-am avut nicio problemă să zic că m-am simțit că m-a durut spatele sau că n-am stat odihnit în ea sau că nu m-am simțit confortabil sau alte lucruri de genul. Ești ok, e ok. Ai și călătire în scaune, trapă. Da. Și uite, am intrat în curba aia cu 70 de km pe oră. Da, n-am intrat periculos, dar a ținut foarte bine, n-a suvirat la infinit, ca să zic așa că n-a suvirat destul de tare această mașină. Stă bine, e în regulă. Dacă se mai poate pune și un motor ceva mai mare, nu foarte mare, ceva mai mare, și se mai lucrează un pic pe partea de siguranță, și dacă își menține cât de cât prețul ăsta, clar, va fi cea mai avută mașină din Europa la infinit, ca să zic așa. Dar ce acum e greu să bați raportul ăsta al prețului și al calității, sincer. Dar, până la urmă, cei care sunt cărcotași și au fost cărcotași de la început cu brandul Dacia, poți să le arăți tu ce vrei, poți să le dai un Bentley Continental și să pui emblema Dacia pe acel Bentley Continental, dar să fie, în rest, mașina să fie 1-1, că e tot o să zică, ce asta, Dacia, și cum să mergă cu așa ceva? Dacia, Doamne ferește, eu mă ating de Dacia, efectiv n-are niciun sens. Ca preț de achiziție, costuri de întreținere, piese pentru aceste mașini, nu ai cum să găsești mai ieftin, efectiv. Am singura mea un dezavantaj pe care vi l-am mai spus și la Logan și la Jogger, deci pedala asta de ambreiaj, că e făcută din unt, din margarină, pentru că tu apeși pe ea, dar nu ai niciun fel de feeling, nu ai nimic, nu îți răspunde, nu e destul de tare încât să simți că apeși pe ea. Dacă n-ai ști de la început, de dinainte, de la școala de șoferi, unde e poziția pedalei de ambreiaj, ai zice că ai apăsat pe accelerație, efectiv. Știi? Și o să-ți iau un pic să te obișnuiești cu pedala de la Logan, Sandero, Duster și Jogger, pentru că am condus Sandero, l-am lăsat, am luat o altă mașină, un Volvo V70 din 2006-2007, am trebuit să o conduc și pe aceea, care avea o pedală de ambreiaj normală, tare, simțeai când apeși pe ea, simțeai când unde e punctul unde apucă, ca să zic așa, știi? Simțeai treaba asta. După ce am urcat la Sandero, mi-a murit motorul instant. N-am mai simțit nimic, eram obișnuit cu ambreiaj de pe Volvo. Că asta zic, că nu trebuie să fie, nu știu ce, pe ambreiaj de supercar, super nu știu ce. Păi cât de cât așa să simți ca pești pe el, să ai acolo un pic de sentiment, să înțelegi ce se întâmplă. Știți că m-am spus la început că Sandero Stepway este cea mai avută mașină din Europa. E, cei de la Dacia au vrut neapărat să arate treaba asta pentru că are numărul F, de la LHF, știi? Că e șeful mașinilor, că na, ce mașină mai avută ca Sandero Stepway până la urmă. Și totuși, credeți că va rămâne în continuare și în 2023-2024 și așa mai departe să fie cea mai vândută mașină din Europa? Pentru că eu și Dan, adică noi credem că da. Pentru că, serios, din punct de vedere al raportului preț-calitate, ce mașină poți să-ți iei nouă, vorbim despre mașini noi, ce mașină nouă poți să-ți iei mai bună ca Sandero? Eu nu știu. Dacă știți voi, lăsați în comentarii și în același timp lăsați și răspunsul la întrebarea mea în comentarii. Deci până data viitoare, eu am fost Silvian Săsăitu, care o să merg la dentist pe aici prin pădure că nu mai pot. Nu uitați de un like și un subscribe, nu uitați de platforma noastră AutoVantage și nu uitați să vă bucurați de bijuteriile voastre de vacanță pe 2, 3 sau 4 roți. La revedere!